Patriarhia Română a anunțat slujbe de mulțumire cu prilejul împlinirea 165 de ani de la Unirea Principatelor Române. În cursul zilei de astăzi, ierarhii, preoții și diaconii Bisericii Ortodoxe Române au oficiat slujba de tedeum în toate bisericile. Sfânta liturghie la Catedrala Patriarhală și slujba de parastas în care vor fi pomeniți domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropoliții Nifon Rusail al țării românești și Sofronie Miclescu al Moldovei, precum și toți cei care au contribuit la realizarea Unirii Principatelor Române, a avut loc astăzi de la ora 9.30. La ora 11 a fost oficiată slujba de Tedeum, urmată de cuvântul ierarhului slujitor. Conform legii 215 2016 privind ceremoniile oficiale și hotărârii Sfântului Sine, no numărul 6312 per 2022, ceremonialul religios va fi săvârșit de clerici, iar depunerile de coroane la monumente vor fi făcute de către autoritățile civile și militare. În ziua de 24 ianuarie 2024, ierarhii, preoții și diaconii Bisericii Ortodoxe Române vor oficia slujba de Tedeum în toate bisericile din Patriarhia Română. La sfârșitul acestei slujbe au fost trase clopotele timp de un minut. Aniversarea Uniunii Principatelor Române și comemorarea făuritorilor acesteia constituie un axolem care are menirea să mențină aprinsă candela unității și demnității noastre naționale. Se arată în comunicatul transmis de Patriarhia Română, relatează digi24.ro.